Bună seara! Aș vrea să extrag câte o carte din oracolul îngerilor, un tarot cu îngeri, pentru fiecare zodie, pentru weekendul 9-10 aprilie. Să vedem ce ne transmite îngerii pentru fiecare persoană, fiecare zodie în parte, pentru weekendul 9-10 aprilie. Ia să vedem. Să începem cu prima zodie, Berbec. Hai, berbecilor, ce semn avem? Deci, pentru Berbec. Ce urmează Berbec? Taur. Să extrag 12 cărticele. Rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, vedem fiecare energie. Să vedem două secunde. Deci, Berbec. Deci, o să vedem Berbecul. La Berbec ne avem un mesaj de la Mihail, deci Arhanghelul Mihail. Și haideți să vedem ce ne spune acest Arhanghel pentru Berbeci. Această carte pentru Berbeci ne spune așa. Ați tras această carte pentru că Arhanghelul Mihail dorește să lucreze cu voi și cu sinea voastră divină. La fel ca toți Arhanghelii Mihail poate fi cu voi și cu toată lumea în același timp. El este nelimitat și nu aparține niciunei religii. El ajută pe oricine îi cere ajutorul, mai ales dacă aveți un scop de a ajuta Pământul în această viață. Scop pe care îl aveți toate persoanele în această viață, ca datător de putere. Arhanghelul Mihail vă amintește că este rolul vostru pe pământ, vă ajută să vă eliberați de frică și să aveți un nivel sănătos de încredere în sine. Chemați-l oriunde, de câte ori vă este frică și să știți că imediat sunteți protejați de grația cerurilor. Cereți Arhanghelului Mihail să vă îndrume decizia în funcție de scopul vostru, în loc de frica voastră și fiți sigur că el vă va conduce către cel mai înalt potențial al vostru. Ori de câte ori vă simțiți singuri, vă este frică sau vă simțiți vulnerabil, dați voie puterii acestui înger magnific să vă ducă în sentimentele liniștitoare de protecție. Un mesaj foarte frumos pentru Berbeci. Haideți să vedem ce ne transmite și pentru Taur.
Pentru tauri ne avem un mesaj de eliberare fizică. Haideți să vedem ce vrea să ne spună această cărticică despre eliberarea fizică. Ce mesaj a îngerit pentru taur? Bun. Această situație actuală vă face să vă agățați de un lucru căruia îngerii ar dori să-i dați drumul. Îngerii vă cer să vă angajați într-o activitate fizică, drept sursă pentru sfaturi și mod de curățare a călii pentru a primi noi mesaje, idei, soluții și energii de vindecare. Poate fi vorba de orice, de la a face o plimbare sau alergare sau o tură de not până la a face yoga sau a practica un sport, către orice situație. Au nevoie de varietate, așa că spargerea rutinei zilnice poate să vă ajute să găsiți supape naturale de eliberare fizică. De exemplu, luați o pescăr la un loc să urcați cu liftul, parcați la o oarecare distanță de birou sau de școală ca să puneți să mergeți pe jos sau faceți un basket când sunteți stresați. O să simțiți diferența pozitivă. Deci, pentru taur, trebuie să faceți mișcare, să vă eliberați de niște energii care nu vă fac bine. Ce urmează aici? Gemeni. Haideți să vedem și mesajul pentru gemeni. Învață ceva nou. Mesajul pentru gemeni. Învață ceva nou. Haideți să vedem ce vrea să ne spună această carte mai în amănunt. Vă așteaptă informații noi. Această carte vă cere să inițiați sau să încheiați studiile pe o temă sau pe teme care vă interesează. Când apare această carte, ea reprezintă adesea o chemare să începeți sau să terminați ceva ce știți deja că ar trebui să faceți. Luați-o să fie confirmarea că momentul pentru însărcinarea voastră este acum. Această carte vă poate îndruma să vă meditați și să aveți conversație cu Universul. Puteți să puneți orice întrebare și veți primi răspunsul. Dacă ascultați cu mintea și cu inima deschisă, aveți încredere în răspunsul pe care îl primiți. Notați-l și luați în considerare ideea de a învăța pe alții. Preluând aceste informații ca persoană, veți recunoaște cu ușurință adevărata îndrumare divină, pe măsură ce ea vă parvine. Chiar dacă simțiți că ceea ce învățați nu vă va folosi în viitor, vă rog să aveți încredere că îngerii vă îndrumă cu un motiv anume, pe care poate că nu e neapărat nevoie să-l cunoașteți la acel moment din viața voastră. Distrați-vă și încercați-vă ceva nou. Foarte frumos, îmi place această carte la gemeni. Ce urmează după gemeni? Racul. Să vedem ce scrie la rac aici. Sincronizarea divină. Pentru raci, sincronizarea divină. Cartea aceasta înseamnă că rezolvarea situației despre care ați întrebat este amânată de mai mult decât niște simple circunstanțe. Sincronicitatea divină înseamnă că nimic nu se poate întâmpla înainte ca dinamica vieții voastre
dinamica vieții voastre, am prerupt telefonul că a sunat, să fie pregătit pe plan de plin pentru acest lucru. Sincronizarea divină implică mulți factori, inclusiv alegerile pe care celelalte persoane le fac din liberul lor arbitru. Dacă dorința voastră se împlinește la momentul nepotrivit, condițiile nu vor fi adecvate, iar manifestarea nu va dura sau nu va fi permanentă. Aveți încredere în ordinea divină a lucrurilor și să știți că vă aflați pe calea cea bună, către împlinirea dorințelor voastre și a misiunii voastre de o persoană. Nu vă pierdeți credința și fiți deschiși la îndrumările venite pe calea intuiției și care vă cheamă la acțiune, pas cu pas. Toate rugăciunile voastre sunt ascultate și își capătă răspuns exact atunci când trebuie. Foarte frumos. Văd că și un mesaj și pentru rac, deci tot sotie de apă care are sincronicități cu persoana divină. Da. Haideți să mergem mai departe, parcă după rac urmează un leu. Leul are un mesaj de protecție. Vezi cât de frumos este cartea. Haideți să vedem ce vrea să ne spună protecție. Protecție 75. Deși poate că voi sunteți persoana hotărâtă, energia voastră de ființe este printre cele mai sensibile de pe planete. Și de aceea percurtați atât intens situațiile în care alții par calmi. Din acest motiv, această carte vă cere să vă protejați energia de negativitate, să fiți ca îngeri, sunt tot timpul în jurul dumneavoastră, iar aura lor puternică vă stă în permanență la deciziile care vă protejează energetic. Pur și simplu cereți cerului să vă învăluie cu lumina îngerească și deveniți conștienți că sunteți protejați spiritual și emoțional. Ori de câte ori sunteți într-o situație aspră, cereți imediat îngerilor să vă protejeze. Vai de mine, ce mesaj puternic la leu. Să cred că sunt bolnăviori. Da. Fecioară. Haideți să vedem la fecioară. Libertate. Ei vor veșnic libertate. Ei vor să fie liberi, frate, nu așa. Haideți să vedem ce ne spune la libertate. Este carte specific lor, libertate, vor libertate. Așa, 66. Mamă, ce cifră! Magică! Această carte vă răspunde la întrebarea îndrumându-vă să vă căutați libertatea mai măreață. Poate că asta va veni atunci când vă eliberați de ceva care nu vă mai folosește. Această carte este și o confirmare că rugăciunile voastre de eliberare au fost auzite, că îngerii lucrează pentru a aduce o schimbare în viața voastră. Ca persoană, voi simțiți atunci când cineva e controlat sau manipulat. Aveți o abilitate născută de a vedea restricțiile și regulile care nu sunt necesare, dar este posibil ca uneori, fără să știți, să vă impuneți asupra voastră propriile restricții și reguli. Când trageți această carte, semnul este că trebuie să eliberați controlul asupra dorințelor voastre. Sunteți liberi să aveți vise mărețe pentru voi și pentru această planetă și lăsați pe îngeri să vă îndrume cu eternă și înființă lor înțelepciune. Și aici avem tot așa un mesaj foarte puternic pentru fecioare.
balanța. Haideți să vedem mesajul pentru balanță. Deja știi. Ce știe oare balanța? Ce știe balanța? Haideți să vedem ce știe balanța. Această carte va apare atunci când răspunsul este ceva ceea ce știți deja, dar pe care îl negați sau pe care doriți să îl confirmați în această situație. Îngerii vă spun că aveți răspunsul și că știți exact ceea ce faceți ca să mergeți mai departe. Această carte vă cere să aveți încredere în voi, înșivă și în ordinea divină a Universului și să vă faceți ceea ce este mai bine pentru voi. Atunci când vă ascultați îndrumarea și atunci când aveți încredere în propria voastră intuiție, nu poate să iasă decât ceva bun. Foarte frumos mesajul pentru balanță. Un mesaj foarte puternic. Bravo! După balanță, ce avem noi aici? Scorpionul. Haideți să vedem și la scorpion. Explorează. Ce trebuie să exploreze scorpionul? Hai să vedem scorpionul ce trebuie să exploreze. Hai să vedem. 5 și 4. Această carte vă îndrumă să încercați și alte abordări ale situației despre care ați întrebat. Energia voastră puternică de persoană va lucra pentru voi în loc să lucreze împotriva voastră. Dacă vă schimbați dispoziția și energia, această carte vă mai cere să fiți deschiși la minte atunci când vă gândiți la locul vostru în această lume. Dacă vă simțiți îndrumați că să mergeți într-o anumită direcție în viață, atunci dați-i drumul și încercați. Și rețineți că nu este nimic rău în a vă răzvăti sau a vă schimba cursul vieții. Opiniile se schimbă pe măsură ce cunoașterea se lărgește. Foarte, foarte puternic și mesajul ăsta la scorpioni. Adică ar trebui să exploreze alte oportunități. Explorați, dragii mei. După scorpion vine săgetător. Săgetătorul are așa, împărtășește-ți înțelepciunea. Hai să vedem ce trebuie să împărtășească săgetătorul. O înțelepciune străveche și puternică despre adevăratele reguli, a ceea ce e corect și greșit. Ca persoană ați venit pe această planetă ca să faceți mari schimbări și nu sunteți singuri în această misiune. Pe măsură ce aflați mai multe despre o schimbare, trebuie făcute cu societate. Cartea aceasta vă îndrumă să împărtășiți această perspectivă nouă, conștientizând cu alții care gândesc la fel. Cu cât sunt mai multe persoane care își cunosc adevăratul scop, pentru că oamenii ca noi îi fac să conștientizeze acest lucru, cu atât mai eficient va fi această misiune colectivă. Da. Scorpionilor, trebuie să vă alăturați cu echipa. Nu, săgetător este. Capricorn. Hai să vedem și Capricorn. Descărcare, relaxare. Pentru Capricorn e descărcare, relaxare. Haideți să vedem ce trebuie să facă Capricornul
În weekendul acela, acesta, 41. Scorpionul trebuie să facă așa. Ca persoană, v-ați născut să fiți o ființă plină de pasiune și asta nu poate să o schimbe nimeni. Însă această carte vă amintește să vă concentrați pe a vă canaliza emoțiile și plăcerile în moduri pozitive și constructive, de dragul păcii. Îngerii vă cer să găsiți un mod creator și benefic de a elibera, să vă eliberați de emoții, ca să puteți să mergeți mai departe, cu ușurință. De exemplu, puteți transforma mânia canalizatoare în proiecte artistice sau voluntariat pentru proiectele de activism. Cereți îngerilor să vă ajute să vă exprimați în moduri sănătoase și benefice. Asigurați-vă că întotdeauna sunteți cinstiți și voi, cu voi înșivă, dar fiți sinceri și cu cei din jur. Un mesaj foarte puternic pentru Capricorn. Foarte, foarte bun. Vărsător. Trimite iubire. Unde trebuie să trimite iubire vărsător? Hai să vedem. Hai să vedem unde trebuie să trimite iubire. Vărsătorule, iubirea e cea mai puternică energie vibrațională din univers. Această carte vă amintește că toată energia își are baza în iubire. Atunci când ceva pare nedrept sau când vă simțiți pierduți într-o situație, este important să nu zăboviți asupra negativității, pentru că astfel veți atrage și mai mult negativitate. Ca persoană aveți puteri de manifestare foarte mari, iar îngerii vă cer să vă înlocuiți sentimentele de mânie, tristețe sau frustrare cu iubirea. Vedeți situațiile și oamenii din viața voastră care vă înconjoară de îmbrățișare pură și tandră a cerului și veți găsi o nouă fericire. Da. Și ultimii peștișori, să vedem peștișorii. Rămâi! Ce frumos! Rămâi! Hai să vedem și pentru pești ce manifestă această carte cu așa cuvânt mare. Rămâi! Rămâi! Hai să vedem! Observ că la pești se îmbunătățește situația. Această carte vă îndrumă să nu fugiți de o situație care vă tulbură. Orice s-ar întâmpla sau orice vă pune la încercare, acum este ceva ceea ce trebuie să trăiți și ceva din care trebuie să învățați în această viață. Există un aspect acelui situații, oricât de neplăcut ar fi el, care nu este încă încheiată. Așa că îngerii vă roagă să nu faceți niciun fel de mișcare extremă acum. Să așteptați. Deși asta poate să pare exact opusul a ceea ce ați fi sperat să auziți, să știți că instrumentele și lecțiile pe care le aveți, le veți dobândi dacă perseverați, vă vor servi ca bunul de neprețuit mai târziu în viață. Într-o zi o să vedeți această situație la fel de clară cum o văd îngerii acum. Și o să știți că atunci când vine vremea să faceți o schimbare, semnele nu vor putea fi negate. Wow! Super! Atunci, rămâi! Vă mulțumesc mult de tot pentru că ați ascultat mesajele îngerilor pentru weekendul 9-10 aprilie. Dacă v-a plăcut, o să mai continuăm cu aceste mesaje către toate zodiile. Vă urez noapte bună. Să aveți un somn liniștit. Pa, pa, pa!